În data de 30 aprilie, Aquatim a semnat împreună cu Ministerul Investițiilor și Programelor Europene contractul de finanțare pentru implementarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș în perioada 2014-2020, etapa a doua. Acest contract de finanțare, în valoare de aproape 149.000 de euro, va asigura continuarea investițiilor începute în cadrul programului operațional Infrastructură Mare, conducând astfel la realizarea axei 3 POIM împreună cu obiectivele acestei, respectiv dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor, creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației. Noul contract de finanțare este încadrat în programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, asigurând proprietățile aferente acestuia, respectiv dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară, cu obiectivul specific promovarea accesului la apă și o gospodărire sustenabilă a apelor, asigurând astfel conformarea cu prevederile europene și cu angajamentele asumate în sectorul de mediu. Pentru locuitorii județului, această nouă finanțare asigură continuarea și finalizarea lucrărilor începute deja, dar și dezvoltarea unor sisteme durabile de alimentare cu apă și apă uzată în Timișoara și în alte localități din județul Timiș. Investițiile în infrastructura de mediu asigură igienă, calitate sporită a vieții și condiții de trai mai bune pentru populația beneficiară.